Aproape 3 milioane de copii au mers astăzi cu emoții la școală. Este pentru prima dată în istoria învățământului nostru când încep cursurile atât de devreme. Va fi un an școlar cu schimbări majore. Prezent la festivitatea de deschidere organizată de un colegiu din București, președintele Iohannis a încurajat aceste schimbări și spune că dezvoltarea copiilor contează mai mult decât orice notă. Și ministrul Educației a transmis că goana după note nu este importantă. Clasa nouă, matematică informatică. Școlile au fost pline pentru festivitățile de început de an. Școlarii abia duceau cu ei buchetele mari de flori, în timp ce părinții nu știau cum să-i pozeze mai mult. Multă așteptare să văd cum este școala, de-abia aștept să văd. Ai început să-ți cunoști o parte din colegi sau cum e? Până acum am prietenit cu doi, dar abia ce am venit de 15 minute, deci... Și până la finalul zilei? Nu știu, măcar să am vreo 5. Asta e golul meu. Este ziua, prima zi de școală și sunt foarte nerăbdătoare să învăț, am chef de școală. Cei mai entuziasmați au fost elevii din clasele 1, a 5-a și a 9-a, care și-au cunoscut noi colegi, în stilul specific vârstei, s-au împrietenit repede. Eu vreau să stau în prima bancă ca să ies în evidență. Și eu nu prea aveam unde să mă pun. Și așa ați ajuns voi să stați împreună. Da, eu vreau să ridic mâna și să mă pună profesorii prima. Până acum nu mi-am făcut prieteni, dar... Colegul de bancă? Chiar aș vrea să-l cunosc. Albert, încântat de cunoștință. Matei. Pentru elevii mai mari a fost liber la îmbrățișări, mai ales că e primul an după pandemie, fără niciun fel de restricții. Fetele au ținut să atragă atenția prin haine atent alese, iar unii băieți au venit cu mașina sau chiar cu motocicleta. Am fost în Costinești cu prietenii, acolo am prins ceva cluburi faine cu trepării care au fost și pe la Antold. Foarte bine, am eu la permisă pentru motocicletă. Am văzut două căști, acu' e a doua cască. Da, am venit cu el. Ai, a doua cască e... S-au întors la ore și elevii din școlile private. M-am trezit și eu așa mai odihnit, a fost chiar ok, m-am pregătit, m-am îmbrăcat, m-am aranjat și am ajuns la timp perfect tot cum trebuie. Să fie n-am liniștit din punct de vedere emoțional, academic, mereu m-am descurcat destul de bine. Va fi un an liniștit doar dacă elevii vor reuși să se adapteze rapid la modificările anunțate de autorități. Cele două semestre se transformă în 5 module de învățare, iar după fiecare modul, elevii vor avea câte o vacanță. Totodată, tezele nu vor mai fi obligatorii și va exista o singură medie pe parcursul întregului an de studii. Evaluările sunt importante atât timp cât ele reflectă corect competențele elevilor și studenților. În final, contează mai puțin nota și mai mult dezvoltarea copilului. Și ministrul educației a declarat că școala nu se face pentru notă, iar mulți părinți nu înțeleg asta. Doar școala vă poate apropia de un viitor mai bun așa cum vi-l doriți. Față în față cu tânăra generație de militari de la Craiova, premierul Nicolae Ciucă i-a îndemnat pe elevii în uniforme să gândească liber. Continuați să fiți curajoși. Continuați să gândiți cu mintea voastră. Iar Carmen Iohannis a preluat o nouă generație de boboci. 26 de elevi de clasa a noua o vor avea dirigintă pe prima doamnă a României, profesoară de engleză de mai bine de 20 de ani.